Bun găsit, dragi telespectatori! Iată și în acest an televiziunea noastră este prezentă atât încă din faza pregătitoare a Raliului Moldovei. Un raliu deja arhicunoscut, un raliu de mare succes național și internațional. Suntem împreună cu unul din primarii care au susțin acest raliu, domnul Răzvan Tudose, primarul comunei Zemeș. Ne aflăm aici la lacul Boierească, să înțelegem unde s-au întâlnit atât sportivii, cât și dumneavoastră împreună cu colegul domnul primar de la Moinești, dar și cu domnul primar de la Măgirești. Așadar, câteva detalii despre raliul din acest an. În primul rând, bine ați venit la Zemeș. Este prima dată când participăm oficial, când confinanțăm, să zic așa, această activitate. Pentru cei care nu știu, în comuna Zemeș găsiți munți, locuri minunate, oameni minunați. Și mai mult decât atât, chiar și traseile care s-au stabilit, am înțeles că vor trece undeva chiar prin spatele nostru pe aici, da? Pot să zic așa că Dumnezeu oricum ne-a binecuvântat cu natura, cu tot ce găsiți, cu tot ce se vede în jurul nostru. Avem, cum spuneam, oameni minunați, avem vecini minunați, avem invitați vecini noștri și prietenii mei, primarul de la Măgirești, primarul de la Moinești. Nu rămâne decât să confirmăm că suntem niște gazde primitoare și să punem în valoare tot ce ne-a lăsat natura. Iată, astăzi este o zi de cunoaștere a traseului, de cunoaștere a locurilor aici la Zemeș. Este o zi de relaxare atât pentru participanții la acest raliu, cât și pentru dumneavoastră ca organizator. Să spunem că este un moment pregătitor acestui raliu. În ce perioadă se va desfășura raliul? Prima etapă va fi vineri, urmând ca cea de-a doua etapă să se desfășoare sâmbătă pe traseul din localitatea noastră. Prima etapă va fi vineri, în jurul orei 11:30, urmând ca cea de-a doua probă să fie undeva în jurul orei 14. Cum pot urmări cetățenii din Zemeș acest eveniment? Cum ați organizat dumneavoastră? Adică unde pot vedea mașinile mergând? Pentru că e un sport extrem de atractiv. Le pot vedea în direct, direct pe traseu. Este o zonă, cum bine se vede, montană. Oamenii au posibilitatea să vadă live și să participe emoțional la această manifestare. Considerați că este un mijloc de promovare a zonei de aici, din Zemeș, acest eveniment sportiv? Bineînțeles, ținând cont de faptul că noi nu ne-am implicat financiar, am avut șansa ca raliul să treacă și în anii anteriori prin localitatea noastră, dar, cum spuneam, nu ne-am implicat financiar. Acum am încercat să ținem pasul cu vecinii noștri, primarul de la Moinești, primarul de la Măgirești, și, după cum se vede, au fost invitați atât concurenții, cât și toți cei care sprijină, într-un fel sau altul, această competiție. Iată, dragi prieteni, o echipă de primari destonici aici, cei care susțin atât cu sufletul, dar și mai ales prin contribuția lor, un eveniment de mare, mare anvergură, pentru care nu putem să spunem decât că vă felicităm și vă dorim succes. De altfel, televiziunea noastră va transmite pe parcursul acestui raliu și aspecte din cadrul competiției. Așadar, vă felicit încă o dată, domnule primar, și ne bucurăm că și pentru ziua de astăzi, că sunteți o gazdă deosebită, am fost serviți foarte bine, am gustat și din bucate, sunteți și un bun gospodar. Vă mulțumim foarte mult, felicitări încă o dată. Mulțumim și noi pentru participare, vă așteptăm de fiecare dată cu drag, sper să ne ridicăm la valoarea așteptată și sunteți oricând bineveniți. Aș vrea să le transmit participanților, concurenților la acest raliu multă baftă, ne dorim cu toții să se termine cu bine, să ajungă la finish sănătoși, să avem o premieră frumoasă și fără evenimente. Adi, mulțumim că
ne-ai băgat în seamă și ești alături de noi. Pe această cale vreau să anunț întreaga comunitate din Zemeș că în toamnă, în luna octombrie, vom participa financiar ca și la acest eveniment, la următorul concurs, concursul de mountain bike, care își va avea probă și pe în localitatea noastră. Mulțumim și oameni buni, veniți la Zemeș. Veniți la Zemeș că veți găsi oameni prietenoși. V-am spus, natura ne este prielnică. Veniți și nu veți fi dezamăgiți. Iată, dragi prieteni, pentru început doar atât de aici, de la Zemeș. Vă promit încă o dată că vă vom ține la curent și felicitări încă o dată organizatorilor.